Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea Noi despre Noi. Astăzi vom vorbi despre problemele urbane pe înțelesul tuturor și vom încerca să propunem modele și soluții. Invitații din studio sunt Vitalie Mucan, consilier CMC. Bună seara și bine ați venit la noi în studio. Bună seara! Anton Leațchi, consilier în Consiliul Municipal Chișinău. Bună seara, dobrý večer! Ați avut o zi complicată astăzi, bine că ați găsit timp și vă mulțumim pentru asta. Mersi. Și Ion Munteanu, jurist, Societatea Civilă. Bună seara și bine ați venit în studioul nostru. Bună seara, bine v-am găsit. Chișinăuienii își doresc de mult timp ca să meargă cu un transport comod, să fie transparență și să avem și noi cu ce ne mândri atunci când așteptăm un troleibus sau autobuz, dar nu să urcăm în niște vechituri care, după ce cobori din el, ai impresia că ai făcut un act de eroism. Asta vom discuta astăzi, despre noile proiecte ce ține de parcul urban de autobuze și regia transport electric, și vreau să ne povestiți ce implică aceste noi proiecte, cum vor fi ele monitorizate și dacă Consiliul Municipal are toate pârghiile pentru a verifica corectitudinea realizării acestor proiecte. Din păcate, domnul Ciornă este plecat într-o vizită de lucru și am insistat ca să vină și dumnealui. Nu am reușit nici la telefon să-l găsim. De aceea, încă o emisiune vom organiza ca să vină nemijlocit oamenii de la Regia Transport Electric și Parcul Urban de Autobuze. Promitem că va fi și episodul 2 a acestei emisiuni. Domnul Mucan, recent domnul Ceban, candidatul la primărie, a venit cu o propunere de a trece la un alt nivel de comunicare în municipiul Chișinău, la o altă abordare asupra situației ce țin de dezvoltare orașului, un fel de proiect inovator, Chișinău Smart, orașul meu. Aceasta implică și tot ce înseamnă troleibuze moderne, transparență în tot ce înseamnă călătorie și achiziționarea corectă a transportului. Sigur că da. Deci una din prioritățile noastre este transport public. Deci toate probleme, majoritatea problemelor anume municipiul Chișinău se confruntă anume din motivul că nu avem transport public calitativ. Noi de aceea avem ambuteiaje, avem aceea situație care avem la ziua de astăzi. Deci din prima zi a mandatului nostru, noi ne preocupăm de întrebarea aceasta. Noi de nenumărate ori am fost la cât la parcul urban de autobuze, atât la și la regie transport electric, am verificat starea lucrurilor, am inițiat multe proiecte care trebuie să fie implementate. Tot același proiect cu procurarea 50 de autobuze. Deci încă în 2015 prima dată sunt scrisori înregistrate din partea noastră, din partea fracțiunii, ca să vedem care e situația. Și din 2016 noi tot încercăm ca să fie alocate surse necesare pentru procurarea autobuzelor. Ceea ce se referă la troleibuze, întotdeauna la inițiativă, la replica primarului, ex-primarului, întotdeauna spunem că ideea a fost bună, dar întotdeauna cum toate lucrurile stau la adânsul, stăteau troleibuse nu sunt calitative până la urmă, nu sunt dotate cu condiționere. Și multe întrebări sunt vis-a-vis de transport, de activitatea lui, anume ce se referă la transport. Haideți să le luăm așa pe rând. În primul rând, în ultimii 20 de ani, transportul public în Chișinău nu are absolut dezvoltare. Practic, să spunem că el nu s-a dezvoltat, dar este într-un haos. Mai departe, am ajuns în 2014 ca să facă niște rapoarte și în ele să concluzionăm că avem o sumedenie de probleme la acest capitol. Dar cel mai mult m-a îngrijorat și m-a uimit faptul că în 2011, când s-a pus problema, când Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a acordat un împrumut și a pus ca obligativitate ca să fie realizată tichetarea electronică, aceasta până în zilele de astăzi nu a fost realizată. Și noi ne luptăm din 2011 cu modernizarea transportului urban public și până în ziua de azi nu avem această modernizare. Domnul Munteanu, dar și după aceea domnul Leațchi dă afirmativ că este într-adevăr situația cunoscută. Da, deci sunt de acord cu dumneavoastră. Noi în ultimii 10 ani nu am văzut dezvoltarea transportului, ca minim în ultimii 10 ani. Noi n-am văzut strategii anume dezvoltării de transportului. Haosul acela care se petrece în rutierile noastre, în rutele, faptul acela că ca scop
guvernarea care au fost până acum au pus anume ca să nu fie parc urban de autobuze, noi despre care dezvoltare putem să discutăm dacă ultimele autobuze au fost procurate în 2006 de către guvern. Uh-huh. Atât. După 2006 nu au fost procurat niciun autobuz, niciun unitate de transport. De ce noi ne urcăm în autobuze și avem pe rețelele de socializare fotografii cu găuri în codeaua autobuzului? Foarte corect. Chiar și aceleași cât de cât primăria, da, au cumpărat trolebuze. Dar fără condiționere, fără un plan de dezvoltare anume a sistemului de transport. Noi asta am cum văzut... ați cumpărat un set de mobilă, dar nu ai casă în care să pui mobilă. Corect. Și n-ai idee cum să... Cum să aranjezi cum să aranjezi în casa design-ul. Mobilă. Uh-huh. Design-ul, sigur. Deci, noi n-am văzut anume cum... Ei doreau să... Deci, au fost procurate. Uh-huh. Dar cum să dezvolte mai departe sistemul transportului, nu au avut idei. Deci, noi am văzut rutele care au fost anulate, rutierele lăsate tot pe... Au făcut bani și atât. Deci, ca să fie clar, unicul scop al lor, asta au fost banii. Mai mult, nu se gândeau la oraș, la dezvoltarea orașului sau la ce că călătorii să aibă confort, accept, sau, confort să, sau să fie ușurată cumva, da, transportarea călătorilor. Domnul Munteanu, dumneavoastră ca un cetățean, un chișinăuian care zilnic călătoriți atât cu troleibuzul, poate și microbuze și maxi-taxiuri, ce atitudine aveți față de situația aceasta care în decursul atâtor ani nu s-a pus accentul pe modernizarea? De ce noi vorbim despre oraș european, despre sloganele acestea când ne dorim nu știu unde și ne uităm permanent pe la stânga și la dreapta, dar nu ni se implementează niște reforme palpabile în orașul în care noi zi de zi ne confruntăm cu aceste situații? Știți, Feminica, ca și pe orice cetățean, nu ne deranjează atât de mult culoarea politică, nicătând la faptul că ca tare primăria municipiului Chișinău atât de politizată, pe noi nu ne interesează cine conduce primăria ca atare. Pe noi ne interesează să ne creeze niște condiții. Chiar dacă proiectele vin, fie de la Uniunea Europeană, fie de, eu știu, de la Banca Mondială, de la Fondul Monetar Internațional, eu știu, care proiecte nu apar la noi, ar fi bine să fie o transparență. Ar fi bine să discute orice proiect, chiar și cu societatea civilă. În primul rând cu societatea civilă, fiindcă sunt foarte multe lacune, sunt foarte multe situații când legitorul, dar nu legitorul, dar cei care implementează, cei care vin cu propunerea proiectelor, nu duc cont de unele mărânțușuri care ele au o deosebită importanță. Deci, pe parcursul chiar a domnului primar, ex-primarul Chertoacă, eu n-am văzut transparență și atât la proiecte, cât și la chiar și la numirea în funcție și eliberarea din funcție a persoanelor care nu făceau nimic, da, nu făceau nimic și erau în fruntea direcțiilor care, apropo, nu au nicio structură, o planificare bine de dezvoltare, exact, pe un termen bine delimitat. Că așa se face la oamenii civilizați. Se dă 10 ani, 5 ani și se propune un plan. Se vine un șef în fruntea unei direcții și, dar la noi șefii nu știu cu ce se ocupau în toate mandatele împreună cu primarul, în toate mandatele primarului. Dumneavoastră, domnul Munteanu, în calitate de jurist, cum considerați aceste eșuări sau acestea ar putea cumva fi taxate sau ar putea fi... Cum trebuia să reacționeze societatea civilă? Cum să facem noi acum, în cazul în care vedem ceva și nemulțumiți fiind, ce trebuie să facem? La momentul dat, noi ar trebui să facem o alegere pe viitor, să votăm. Nu are importanță ce culoare persoana, candidatul la funcția de primarul general la municipiul Chișinău, nu are culoare, deci nu are importanță de ce culoare. Are importanță să vină și să fac ceva, să vină să ce realizeze proiectele la care... biografia pe care o are și dacă a avut... Chiar și proiectele cele care au fost începute și nu sunt terminate, care sunt beneficiul orășenilor, ar trebui de implementat și ar trebui dus până la capăt.
Domnule Ațchi, știu că de nenumărate ori ați mers și ați verificat activitatea Regiei Transport Electric și a Parcului Urban de Autobuze. În Consiliul Municipal au fost și situații când ați blocat niște proiecte care nu erau bine gândite. Spuneți-ne, când în 2016 ați văzut că un proiect de, care se dorea foarte cu tot din adinsul de a fi implementat a fost blocat? Vorbim despre etichetarea electronică. Deci, referitor la etichetarea electronică, este un proiect foarte interesant pentru orașul Chișinău, pentru că el ține cont de orașul modern, așa se numește Smart City. Deci, haideți să vorbim de la începutul. Deci, da. Pentru Smart City, orice Smart City, orice orașul contemporan, european sau din Rusia sau din țările CSI, deci primele doi pași care trebuie să facă guvernarea locală, prima, deci transport, etichetarea electronică în transport public. Așa. În Chișinău va fi economisit circa 40 de milioane de lei aproximativ asta anual. Și iluminatul public, pentru că aceste doi chestii trag cel mai mulți bani din buget. Pentru că transport public permanent a fost dotat din bugetul localității. Aceasta este una la mână și după asta se merge și procurarea autobuzelor. Mult mai atât, deci ce este să ne cont de etichetarea electronică? Etichetarea electronică trebuia să fie făcută și implementată încă în anul 2013-14 și trebuia să înceapă implementarea acestui proiect. De ce noi am blocat proiectul care a venit pe masă consilierilor? Prima, și pe pagina mea pe Facebook eu am scris foarte corect. Deci compania care urma să vină să câștige această licitație devenea ca jumate proprietar al banilor care vin. Deci banii trebuia să vină în compania care câștiga tender și apoi să distribuia în municipalitate. Precum în strategie care a fost elaborată și destul de bine din punctul meu de vedere gândită, era să fie un moment. Deci fiecare unitate de transport, în fiecare zi, în ea călătorește careva număr de pasageri. Fiecare unitate de transport primește banii care i-au câștigat. În acest moment vin și actorii din partea, așa spunem, business-ului, da? Deci pentru că orașul Chișinău nu dispune de atâția unități de transport, de autobuze sau troleibuze. Și aici vine licitația pentru agent economic. În strategie de dezvoltare, în strategie de transport, a transportului în Republica Moldova, este așa un rând. Deci GPS-ul trebuie să fie implementat, sistemul de GPS trebuie să fie implementat în orice unitate de transport, având în vedere transport public care se ocupă cu pasagerii. Deci astfel noi vedem că, prima, noi deseori călătorim cu autobuze sau cu maxi-taxi, ca așa spunem, care nu vin în timp. Aceasta este o încălcare. Verificarea acestei încălcări este imposibilă la momentul dat. Pentru că nu știm unde este localizat. Nu cunoaștem. În momentul în care fiecare transport electric, public sau maxi-taxi va fi dotat de acest echipament, deci conducătorul sau compania care vine la licitație este obligată ca unitatea de transport să meargă în timp. Și atunci pasagerii sunt mulțumiți, pentru că maxi-taxi când vii la o stație de oprire, el trebuie să pleacă la ora 10, la ora 10 deja nu este nici o maxi-taxi. Mai departe, o întrebare. Unde oamenii aș putea să-și telefoneze ca să-și expune nemulțumirea sa? Primăria sau agentul economic? Avem maxi-taxi care merg în suburbii și avem acolo foarte mari probleme. Nimeni nu știe cum trebuie să... Cea mai mare problemă, știți unde este? În Trușeni. S-au săturat oamenii de strigat și de făcut scandal și de plâns, nu știu, și pe rețelele de socializare deja se plâng și spun că salvați-ne, că nu mai știm. Dar nu numai acolo, vreau să vă zic, și Sângera este. Practic, dacă luăm fiecare suburbii cu maxi-taxiurile, slava Domnului acum la Sângera. Sângera, noi am prelungit autobuzul 33, el merge acum la 10:40 din centrul capitalei, el deci este prelungit. Și deci nu e ultimul la 10, e ultimul la 10:40. Noi am prelungit, deci așa, este cel mai noastră. Bun și cel mai sigur, cea mai sigură rută 33. Asta o confirm și eu personal. Acolo se ningă, se plouă că vine autobuzul. Da, autobuzul vine, el în timp vine și eu personal am călătorit vreo 10 ani cu este foarte bun. Mai departe, deci, vorbim despre etichetarea electronică, dacă vorbim despre dezvoltarea parcurilor urbane de autobuz sau troleibuz. Această etichetare electronică ar îmbunătăți sau ar aduce mai mulți bani Regiei Transport Electric? Deci, transportatorilor din municipalitate, așa spune. Da, da, sigur. Deci, până acum, transparența banilor care veneau de la taxatoare era dubioasă. Și normal.
Acum vom putea să vedem sigur, clar, ce se întâmplă cu acești bani. Cu mult mai atât, dacă îmi permiteți, da. Cu mult mai atât, deci, deci gestionarul, așa spunem, deci o să fie regie transport electric, depinde deci, cum, care o să fie formă de conducere a acestor întreprinderi. În momentul, da, deci, la ora 10 o să fie raportul. Atâția pasageri, atâta rută, deci ruta numărul 33, avem așa, atâta cantitate de pasageri. O altă rută, deci o să vedem câte pasageri merg pe oră la noi, în municipalitate. Este foarte important, pentru că aș putea să planificăm. Apropo, de la Ciucanu, trolebusul numărul 24, dimineața nu poți urca. Cât de plin este? Pe la 3-4 este practic dacă liber. Dacă ieși la ora 7:30, 3-4 trolebuze trec și nu poți urca în acest trolebus. Sau trebuie să schimbăm numărul, să mulțim numărul acestora la orele de vârf, sau să mai punem alte linii. A fost o solicitare față de directorul RTEC și răspunderea era simplă. Deci nu avem capacități. Domnul Morgoci întotdeauna spunea, nu avem capacități. Dar, răspunsurile, scrisurile lui pot fi puse în muzeu. Dar aici noi reîntoarcem la planificarea sistemului întreg a transportului din municipalitate. Deci dacă noi avem atâția pasageri, noi avem nevoie de trolebuze, dacă țineți minte, cu grămoșcă, așa spune, da? Duble. Duble, da? Deci noi putem dimineața, atunci când avem capacitatea mai mare de pasageri, fluxul de pasageri, să punem transport dublu, dimineața el circulă prin stațiile și așa mai departe, ziua când avem mai puțini pasageri, punem pe ruta transportul, adică trolebuz sau autobuz care are 12 metri capacitate, deci și până la 100 de pasageri, restul. Deci noi ne întoarcem la planificarea sistemului de transport în municipiul Chișinău întreg. Și în acest moment revenim și mai departe. Pentru procurarea unităților de transport, trebuie nu să procurăm unitățile de transport pur și simplu. La momentul am procurat pentru că nu avem deloc. Dar trebuie să planificăm. Pentru ruta dată avem nevoie de 10 autobuze, lungime 12 metri, da? Deci capacitatea cu tare. Pentru străzile Șusiv sau aici mai sus, sunt mai mici. Avem nevoie de autobuzele sau trolebuzele de 7, de 8 metri, deci au alte capacitate. Asta trebuie să fie planificat și atunci parcurile o să lucreze așa cum trebuie și cum este în Europa. Am și eu referitor la transport, da. Ar fi foarte bine dacă primăria ar lua în considerație drumul care se află în capăt la Igor Vieru, care unește cu Râșcanovca. Dacă ar fi drumul cel reparat, ar descărca foarte mult transportul de pe Aleca Rusu și de pe strada Vadovodskaya, sau cum se numește. Vadovodă. Da, ar fi o idee foarte bună. N-are importanță cine ar fi primar la fel, dar dacă ar lua în considerație, ar fi foarte bine pentru orășeni. Da, sper că domnii consilieri o să ia în vedere această propunere. Vreau să-i răspund, domnul, deodată, că deci, există o problemă cu drumul acela. Drumul acela se află la balanță apă-canal. Nu e la balanță municipiul. Dar este proiect de anume... Apă-canal nu este în subordine... Nu, e corect. Dar oricum, municipiul până acum nu a dorit să iei la balanță, să iei de la balanță. Trebuie trasă de apă apă-canal. E corect. Dar este un proiect anume de prelungire Duminiuc până în deal este și mai departe este proiect de prelungire drumului ca să ieșim la Dimo. Deci există proiecte. Există... Eu întotdeauna spunem... Când domnul Chirtoacă vine la tribună și propune un proiect sau vine cu un proiect, eu întotdeauna spunem, proiectele sunt minunate, sunt foarte bune și sunt necesare pentru Chișinău, pentru să dezvoltăm. Dar e o problemă. Implementarea proiectului la dânsă e zero. N-avea echipă, n-avea cu cine lucra, n-avea capacități dumnealui sau eu nu știu care sunt motivele. Dar nu a fost implementat niciun proiect ca oamenii ca să dea un rezultat. Bine, el tot flutura că el a procurat trolebuze. Dar de procurat multe minte nu trebuie. Păi dacă cineva îți dă banii, cum să... Corect. Este acord interguvernamental în baza căruia au fost procurate trolebuze. Acestea și asamblate de acum mai departe. Că 100 erau procurate și mai departe s-au pornit anume asamblare. Aici, în Chișinău. Bine, dar pentru procurare nu trebuie să ai multe minte. Dar tu implementează alte proiecte mai dificile, de exemplu, a reabilitarea Ștefanului cel Mare. Dar, în fine, cu toți
În primul rând și cu telespectatori, știm că nu chiar bine au activat primăria și împreună cu Consiliul. Deci administrația publică locală nu a activat Comtremul în ultimii 10-15 ani. În loc să mergem înspre viitorul luminos. Noi am stagnat și am intrat în gropi. Și am intrat în groapă foarte mare. Dar, totodată, vreau să vă spun că ultimii 3 ani chișinăienii au văzut lumina în capătul tunelului. Au văzut socialiștii, au văzut fracțiunea noastră care au luptat 3 ani de zile, care are viziuni. În linii generale, referitor, dacă noi se referim la transport, da? Deci noi avem programe și avem condiții clare, deci avem viziuni clare cum să dezvoltăm mai departe orașul, prin toate direcțiile. De exemplu, ce se referă la transport. Da, sunteți auziți în Consiliul Municipal de toate celelalte? Nu întotdeauna. Deci, ca să luăm cazul cu procurarea sau asamblarea autobuzelor, de 3 ani de zile noi tot îmblăm ca să procurăm autobuze. Și în sfârșit, acum... am fost auziți și au fost alocați... Susținuți de către colegi și sunt alocat 30 de milioane. Păi, dar nu înțeleg că ceilalți colegi la ce se gândesc atunci când nu susțin niște lucruri necesare deja pentru Chișinău, dar nu se mai poate să mai... Au alte viziuni, nu vreau să discut, să-i dau apreciere, dar eu am vrut ca să fie clar la telespectatori că noi avem viziuni. Deci dacă noi ne referim la transport public, deci pe primul loc în municipiul Chișinău trebuie să fie pe primul loc din transport. Trebuie să fie transport public. Dacă noi să acordăm cetățenilor un transport public calitativ, care să presteze servicii calitative, asta să fie troleibusul la oprire curate, la oprire amenajate, un troleibus cu condiționer sau un autobuz, o unitate de transport cu condiționer și omul poate să urce comod, cu tichetare electronică. Cu tichetare electronică, sigur, și omul știe că el vine la oră și ajunge la serviciu la ora anumită. La timpul potrivit. Potrivit. Noi, eu am făcut studiu când, 3 luni în urmă și am tot la o emisiune și noi am văzut circa 2,5 milioane de călătorii s-au micșorat în ultimii ani. Dar deci, știi de ce? Pentru că situația... Da. Știu. Transportul în stare deplorabilă. Și oamenii nu mai renunță la el. De se mai urcă și trec la transport personal. Noi, eu am văzut și studiul... Și în haosul ăsta ne transformăm într-o capitală plină de ambuteiaje și plină de... Exact. În loc ca 50-70 de persoane să urce în troleibus, ei se urcă în 70 de mașini de autoturisme. 70 de autoturisme se formează ambuteiaje și se formează situația aceea că de dimineață încă 2 ani urmă preterminăm și Consiliul, și primărie, și primarul că Chișinău a să fie blocat. La o conferință de presă eu arătam toate datele acestea că a să blocăm Chișinău dacă n-a să luăm acum atitudine față de noi. Bine, au fost cum au fost rutierele acestea. Bine, rău, dar cât de cât scăpa Chișinău. Vom vorbi după un material video și despre microbuze și ce se întâmplă, deci, ce se va întâmpla cu ele. Scăpau Chișinău, deci dacă noi am trecut etapa dată, dar să dezvoltăm transport public, să are vedere autobuze și troleibuze, ca să nu treacă oamenii aceștia de la rutiere la transport personal. Asta e cea mai mare problemă. Noi putem să lărgim drumuri cât dorim și cu 6 bende să facem, dar dacă noi să dezvoltăm transport public și n-am să avem viziune vis-a-vis de dezvoltare anume transportul și a schemei și a sistemului de transport. Apropo, noi la finele anului tot la insistența noastră a fost aprobat concepția de dezvoltare a schemei transportului în municipiul Chișinău. Tot e necesar, e fundament la toate aceste lucruri care noi discutăm. Despre acestea vorbim după un material video pe care l-a realizat colega mea, Irina Ciubor și Nina Antoseac. Vă rog frumos! Etichetarea electronică este binevenită la noi în Chișinău? Cred că da. O să fie o măsură care, nu știu, o să ne dezvolte, să ne modernizeze, așa că tehnologiei nouă nu o să fie în plus. Cum cetății, locuitorii capitale vor accepta această schimbare? Nu este prea bruscă? Cred că totuși o să trebuiască treptat, în primul rând, să fie informat populația, pentru că nici eu deodată n-am înțeles ce înseamnă asta. Așa că dacă o să fie și bătrânei, și oameni mai în vârstă, poate și tineri, indiferent de
populație, adică trebuie întâi de informat, după asta de arătat care să fie beneficiile, de exemplu, și după asta se implementeze. Eu nu sunt de acord să pui, pentru că la noi pasagerii sunt foarte... Nu sunt atenți, eu mă apropii de dânsă și tot în achită, cum eu le spun să achite, eu nu sunt de acord. Și mai vorbesc cu pasagerii și nu sunt de acord să fie electronică. Ну, наверное, это удобно. Наверное, это будет практично и удобно, я так думаю. Для тех, кто постоянно пользуется транспортом ежедневно, многократно, конечно, это будет выгодно. Кредко, да. В принципе, не кредко, да. Таксатори, чего рфаче? Льоргасел, локу де лукр. Чего? Требуй с инвентезом лок. И чего, но пентру мене. Dar dacă ea este binevenită și o acceptă lumea care circulă des, înseamnă că o susțin și eu. Tehnica noastră a ajuns la așa o performanță încât nu te mai poți opune și ești de acord cu totul. M-aș zice că nu, pentru că în cazul să ne-am noi fără lucru, asta una. În a doilea rând, la noi nu lumea noi pregătită pentru așa ceva încă. Noi mergem de o pildă, când e ceas pic, lumea trebuie să strigi de trei ori undeva, achităm. Până împingi, îl ghiuntești. Dacă ceva, să-și observați, deci vă ghiuntești. Nu e gătită la noi lumea pentru așa ceva. Dar ce trebuie să facem ca să ajungem la un nivel de modernizare? Păi, cred cu timpul așa, temporar, introdus pe unele rute care mai puțin solicitate, paralel să margă și așa, până lumea să deprinde, să învețe. În general e binevenit, sigur. Deci o să fie mai liberă în transportul public cu certitudine, deci nu va fi, of, Doamne, nici nu știu. Toți oamenii ăștia buluc unul peste altul, când umblă taxatoarea cu tot soiul de expresii de asta, mai puțină buluceală, să zic așa. Și doi, va fi o evidență mult mai bună banilor care sunt colectați în transportul public, pentru că taxatorii nu tot timpul ai certitudinea că toți banii se ducă în fond. Revenim în studio. Vă reamintesc că invitații din această seară sunt Vitalie Mucan, consilier CMC, Anton Leațchi, consilier din Consiliul Municipal Chișinău, și Ion Munteanu, jurist din societatea civilă. Domnul. Eu, având în vedere cele spuse de chișinăuieni, una la mână. Deci, ca să fie clar pentru toată lumea, tichetarea electronică nu este dispozitiv numai care achiți călătorie și atât. Deci, tichetarea electronică este un sistem complex care arată ceea ce a spus și domnul Leațchi, care arată anume cum circulă călători, unde circulă și care trebuie să fie itinerare și care trebuie să, pe unde să circule transport. De exemplu, dacă noi vorbim de etichetare electronică, atunci ar fi etichete nu de unică folosință, dar și de exemplu... Niște carduri. Carduri. De exemplu, carduri. Carduri pe sunt 5 călătorii pentru o lună, carduri pentru... Și noi dacă vedem, de exemplu, că este un flux de călători din punctul A, vin în punctul B și tot aceleași călători, că cardul are un număr și din punctul B pleacă în punctul C, atunci noi trebuie să ne gândim și să modificăm ruta într-așa fel ca persoana călători să nu achită de două ori, dar să schimbăm ruta. Deci se vor face niște analize? Corect. Și în baza la datele care noi o să avem, noi putem să facem analiza. Doi, în online, în regim real, noi putem modifica cât itinerarul, cât, dacă noi vedem că sistemul arată câți călători sunt în unitatea de transport la momentul de față și noi putem modifica în regim online anume rutele acestea, itinerarele sau anume prestarea serviciilor de transportare. Și doi la mână, la informare, probabil. La informare, da. Uh-huh. Ca să fie clar, deci se întreabă și conductorii că cum o să fie cu noi dacă noi ce lucrăm se va întâmpla cu taxatorii. Deci
pe parcurs a ei unei... sunt totuși într-un număr destul de mare, 700 de taxatori doar la regia transport electric. Da, asta tot e o problemă. Ce este o problemă, ce faci? Nu e problemă, nu e problemă. Noi am discutat, deci la prima ședință, când a fost la prima ședință, când la prima ședință, noi prima întrebare care am pus, noi am pus, cum, ce să fie cu taxatorii dați? Că sunt 700 de oameni. Și, 250? Da, și în parcul urban de autobuse, 1000 de oameni. Deci, la momentul de față, necesitatea de taxatori sunt circa 20-30%. Ei lucrează, în loc de să lucreze 8 ore, ei lucrează câte 12 ore, că nu sunt oameni, n-are cine lucra. Sunt locuri vacante. Sunt locuri vacante foarte multe. Deci, sunt salariile mici? Sunt locuri vacante foarte multe la, ca conducători, ca șoferi, la trolebuse și autobuse. Și o parte din taxatori a să treacă, noi am discutat atunci cu direct. Bărbați și taxatori femei și vor trece... Taxatori și doamne și bărbați și oricum. O parte. Dar știți de ce probabil șoferi sunt mai puțini? Pentru că echipa noastră de filmare, când am realizat noi o emisiune la Parcul Urban de Trolebuze, am intrat noi inopinat așa la ei, am văzut că unele autobuze sunt de 40 de ani, 45 de ani și trebuie să ai niște abilități specifice, speciale ca să poți conduce aceste autobuze. Corect. Probabil nu toți reușesc. Noi mai mult vorbim de trolebuze. Dar, Și trolebuze. Eu doar în filme am văzut acolo așa schimbători de viteze sau volan sau cu firele electrici, cablurile unești și spornești trolebuz. Da. Asta e tragedie. Oricum, o parte trec șoferii. Pe urmă, se mărește numărul de controlori. Că, dar nu. Păi dar nu transformăm rechini în rechini și mai mari, în balene. Da, primul și primul, deci perioada de tranzacție a să fie circa un an de zile. Așa. Când a să fie, a să activeze și taxatori și sistemul de etichetare electronic. Asta ce se referă la informare. Deci ca oamenii să înțeleagă ce înseamnă sistemul de taxare. Doi, ca să lămurească, ca să ajute, ca de ajutor să fie. Dar, domnul Munteanu, aici totuși aș vrea și dumneavoastră să interveniți, să spuneți, pentru că la noi este o problemă în Moldova cu informarea. Din păcate, noi nu prea știm să ne informăm la niște situații. Asta vorbim și despre multe reforme pe care le facem noi sau niște schimbări și după aia ne trezim că oamenii nu corect percep aceste schimbări. Sau ce trebuie să țină cont primăria și direcțiile și atât instituțiile aceștia, RTEC și Parcul Urban de Autobuze, când vor informa oamenii? Ce ne dorim noi ca să știm? Că am auzit că multe persoane au spus că ar vrea să fie corect informate. Corectitudinea, eu consider că constă în aceea ca de lămurit și de explicit cetățeanul de rând, mai explicit. Dar totodată în limba cetățeanului de rând. Dacă noi vom vorbi în termeni tehnici, juridici, filosofici, oamenii sigur că nu or să înțeleagă. Eu pot să vă dau foarte multe exemple când oameni de știință, oameni învățați care se exprimă, dar întreabă pe orice cetățean după exprimarea lui sau după discursul care l-a avut și omul nu înțelege. Dar ce a spus? Nu știu. De asta trebuie să ținem cont numai decât la explicarea cetățeanului ce cu acest proiect. El sigur că consideră că trebuie să fie discutat și cu societatea civilă, poate mai parvin și de acolo care va propune idei care să fim numai în bunătățirea proiectului. Apropo, domnule Aschie, știu că sunteți mai inițiat în această informație. Tenderul și proiectul, cu cine s-a conlucrat? Vorbesc despre firmele de IT care vor colabora după aceea cu direcțiile transport. Vorbesc despre oamenii care vor mai fi implicați în realizarea acestor proiecte. Deci, la momentul dat, transport electric? Deci, acest sistem de etichetare electronică, noi am elaborat o sarcină. Deci ceea ce trebuie să vedem. Sarcina va fi și modificată, pentru că până la finele, să înțelegi ce dorești, trebuie să din tâi să ai o careva anumită experiență în acest domeniu, ceea ce nu este în Republica Moldova. Noi în Republica Moldova nu avem experiență și nu sunt nici într-un oraș a Republicii, nu este făcut acest proiect. Ca exemplu, este Kiev, este Odessa, este Europa,
Și noi trebuie să înțelegem în finele ce dorim să obținem de, după această licitație. Uh-huh. De ce vă spun această chestie? Pentru că compania care vine, vine cu careva propuneri. Propuneri care va fi implementate după achiziționarea. Deci este, proiect, este sarcină, căia de sarcini, unde este scris toate dorințele noastre, așa spunem, uh-huh. ca conducătorii a întreprinderilor sau consilierilor sau ca societății civile și așa mai departe. Mai departe, compania vine, implementează acest proiect de sarcini și apoi pleacă. Uh-huh. Și rămâne sistemul de etichetare. Dar sistemul de etichetare este un sistem amplu, cum a spus și domnul Vitali. Este un sistem de la o parte de la orașul inteligent. De ce? Pentru că aici intră sistemul de informare a pasagerilor, ceea ce noi am început să facem ca un proiect pilot. Prima, prin aplicația, a doilea, prin vizualizarea pe stațiile de transport. A doilea moment. Deci aplicații la telefon. Haideți aici să explicăm telespectatorilor. Da. Fiecare dintre noi va avea o aplicație la telefon unde va vizualiza unde se află ruta cu tare sau cu tare și va putea să iasă exact peste la timpul potrivit, timp peste cât timp vine. Și să calcutuiască cel mai scurt așa spunem, parcurs pentru ajunge la locul potrivit. Corect. Pentru cetățeni străini și așa mai departe. Deci mai departe. Și pe stații, la fel, va fi acest monitor. Și pe stații va fi un alt monitor care va informa pasagerii, pentru că nu toți au telefoane performante, nu toți pot să folosească deci aceste gadgete. Pentru oamenii mai bătrâni în vârstă, cei care nu cunosc, cei care nu au descărcat aceste aplicații, va fi pe stație și este obligatoriu. Și aceste programe, unde vor fi, de unde va putea cetățeanul de rând să le... Vor fi gratuite? Să le instalezi în telefonul său. De deci, unde? Pe internet sau de... De internet, da. La momentul dat sunt o mulțime de aplicații. Deci astăzi noi am ales ca o... Ca un exemplu. Deci să arătăm ce s-ar putea să fie. Eu am văzut la un coleg de-al meu că poate deja... EVA, noi am început să facem cu proiectul cu troleibuzul 30, care merge spre aeroportul internațional Chișinău. Și este instalat GPS-ul pe el și Este instalat și GPS-ul, deci asta ca proiect pilot, ca să vedem cum lucrează. Și cât timp va dura acest proiect pilot? Deci, sarcina proiectului este prima. Deci, ca ceea ce noi am vorbit cu Curtecu, prima, deci, este cel simplu era de făcut această aplicație, pentru că ea deja exista. A doilea moment, deci, să fie instalate cel puțin trei monitoare, așa spunem, vedem deja care o să fie, pentru informarea pasagerilor, unde se află, peste cât timp vine unitatea de transport. Și a treilea moment, dacă vorbim despre Chișinău, dacă vorbim despre aeroportul internațional Chișinău, este vorba despre pasagerii, fluxul de pasageri care vine în țară. Acum aeroportul lucrează 24 de ore și noi avem nevoie ca oamenii să-și aibă taxi sau transport public. În fiecare oraș există așa ceva. De alege. Ceea ce nu este astăzi. Și în aeroportul internațional Chișinău să fie stat un panou peste cât timp vine troleibuzul. Noi am făcut un proiect deja în anul trecut, am votat pentru transport nocturn, dar închipuiți-vă, transport nocturn are și o aplicație sau peste cât timp el vine la stație. Și un tânăr sau un om care vine de la serviciu, el poate și programa. Chestia asta este programarea deplasării. Da. Domnul Mucan, spuneți-ne, dar dacă se va reuși cu succes să modernizăm atât achiziționarea... Nor autobuze, troleibuze, schimbarea aceasta cu tichetarea electronică, va mai fi necesară permiterea microbuzelor private să funcționeze sau poate le lichidăm? Nu, de lichidat nu, niciodată noi n-am fost pentru aceea ca să lichidăm microbuzele. Deci microbuzele sunt necesare și au fost necesare chiar și pe timpul sovietic și tot existau microbuze. Dar microbuze trebuie să aducă flux de pasageri sau oameni până la stațiile de troleibuze. Dar nu să dubleze rutele a transportului public și să fac bani. Încă o dată, noi ne întoarcem la aceea că întotdeauna și toate ideile și toate proiectele care au fost implementate până acum aveau ca scop bani. Și noi am văzut chiar și la procurarea autobuselor, domnul Topală a insistat ca să fie procurate autobuse cu două uși cât mai ieftini. Și atunci o replică din partea mea că voi întotdeauna v-ați gândit numai la bani. Dar bine, nu dar și la microbuze putem spune că tot se scurg numai bani pentru că ele sunt într-o stare neacceptabilă pentru transportarea oamenilor, aceste microbuze. Și dacă și le lăsăm, ar fi trebuit foarte bine de revizuit toate regulile, rigorile de transportare a oamenilor. Noi avem legea care din 2018, pare că acum sunt modificări sau doresc să modifice până în 2020, toate microbuzele reutilate
sau în stare deplorabile, să fie scoase de pe rute. Dar să fie asta pe bune, nu doar declarativ. Nu, uitați-vă, odată cu procurarea autobuse, cu schimbarea parcurilor de autobuse și troleibuse, să vedeți că întrebarea asta să fie rezolvată. Acum vorbesc și despre majorarea taxei la microbuze și la troleibuze și autobuze. După toate aceste reînnoiri, va fi necesară o majorare sau nu veți procede la analiza acestui aspect? Nu, noi considerăm că totuși implementarea proiectului etichetare electronică va avea un efect pozitiv din punct de vedere a colectării resurselor financiare. Va fi și mai transparenți banii și anume și acest efect a să dea posibilitatea să nu ridicăm noi tariful la transport. Pentru că avem o istorie că atunci când au fost organizate greve masive a microbusiștilor, șoferilor de microbuze, domnul Morgoci pe atunci zicea că s-a dublat și s-a triplat venitul troleibuzelor și taxatorii aduceau mult mai mulți bani în caznaua RTEC-ului. Deci putem să spunem că aici sunt niște lucruri și detalii care vor apărea la ideal. Noi, la momentul de față, noi nu putem să discutăm despre majorarea prețului, că veniturile a populației sunt foarte mici. Până când se ridică. Da, dar domnul Munteanu, eu vreau aici să zic că noi personal, când am fost cu interviurile, oamenii sunt așteaptă deja, sunt liniștiți la faptul că odată și odată la noi în Chișinău, de ce se teme politicul se teme să ridice taxele? Asta așa ca cetățean simplu. Pentru că în Europa transportul bun, transportul care e confortabil, transportul de calitate costă, nu? Nu uitați, doamna moderator, că în Europa și alte salarii sunt. Alte venituri. La noi, cetățeanul, sunt funcționari publici care primesc un salariu de 2800 lei. Și atunci, mai mult de jumătate se duc pe serviciile comunale, telefon și ce mai are, gaz. Și atunci, cu ce rămâne cetățeanul? Ce rămâne? Din ce să mai plătească? Din dar ce nu vom mai... ajunge într-o situație de criză de unde să luăm bani pentru... Eu nu cred așa ceva, că poate să fie criză, banii oricum vor să găsească. Aha. Nu trebuie de mărit taxele la cetățeni, chiar dacă se îmbunătățește condițiile transportului urban. Eu consider că ar trebui proiectul. Proiectul e bun, eu consider că trebuie de susținut, însă trebuie să țină cont și de mărirea. Nu deodată de mărit, dar pe parcursul vom vedea. Tot așa și părere, încă una. Da, că, dacă noi schimbăm, de exemplu, parcul urban, autobusele, vedeți cu fluxul de pasageri se majorează da, și atunci cu mare drag vom putea spune lăsați mașinile acasă și mergeți corect. Și veniturile considerați să fie ridicate considerabil. Da. Eu aici vreau, domnule Leanschi, dacă îmi spuneți ce ați vrut să-mi spuneți, dar și să vă mai întreb dacă se vor schimba sau veți avea niște în caietul de sarcini niște idei spre îmbunătățirea liniilor sau înmulțirea rutelor sau stațiile, schimbarea stațiilor, pentru că pe Bulevardul Ștefan cel Mare deja s-au făcut niște schimbări, s-au lichidat o stație, s-a adăugat altele. Aici, la acest capitol, se lucrează? Pentru că sunt centre și raioane noi în Chișinău care nu au stații. Da, răspund la întrebare, dacă îmi permiți să spun. Deci noi am văzut, după, ați spus despre maxi-taxe, deci dacă în Chișinău nu ar exista suficient transport public, maxi-taxe ies la proteste, noi avem colaps de transport. Da, de transport. Este ca un șantaj. Primăria municipiului Chișinău, ea poate să-și ține prețul acel care este la moment. Pentru că domnul Mucan nu spus că primăria dotează la ziua de astăzi transport public. El este dotat din bugetul municipal. Referitor la ce și ți-ați spus dumneavoastră, deci, din start am spus că orice schimbare trebuie să fie bine gândită. Dacă facem o comparație cu alte orașe Europei și așa mai departe, deci a fost făcută prima, deci un brand a transportului public. Uh-huh. Nu trebuie să facem un brand a transportului public cum este, apropo, în London. Deci, mai departe, trebuie să facem proiectarea liniilor de transport, cum am spus recent. Deci dacă cumpărăm, achiziționăm autobuze, trebuie să achiziționăm pentru anumite chestii, anumite străzi sau anumite momente. Sau deci, suburbiile. Suburbii. Așa cum s-a început cu Sângera. Da, corect.
Deci și această chestie trebuie să fie, deci de la început trebuie să fie planificat, bine gândit, măsurat în liniile care trebuie să fie și după asta aplicat. Uh-huh. Nu putem să cumpărăm dintre trolebuze sau autobuze și pe urmă să aplicăm nu știu unde. Deci trebuie să facem o calculare totală a liniilor care existente, să vedem unde mai trebuie, pentru că sunt așa spus, deci ca de, dacă mergem Ștefan cel Mare, apropo, da? Deci uh-huh. transport public Ștefan cel Mare acoperă sus, jos, transport public unde este? Noi. Nu sunt doar maxi-taxi. Și aici noi ne confruntăm cu ce? Da, suntem cu planificarea, cu planificarea sistemului de transport. Deci noi, în timp apropiat, vom face dezbatere publice pe acest subiect. Deci planificarea sistemului întreg a transportului în municipiul Chișinău, cum restructurarea structurare și mai departe. Da. Până aici, când aici, e prea de vreme de restructurarea, este un proiect propus, restructurarea, proiectul dat nu arată... Referitor la restructurare, am cer scuze, referitor la planificarea rutilor în municipiul Chișinău. Nu întreprindere, da. Ca să nu mai ajungem la situația că ne-am gândit, fostul primar s-a gândit cum se pune Wi-Fi în trolebus buzele astea mizerabile și fără condiționere, dar cu Wi-Fi. Asta e pieptănată, dar fără haine am fost. Da, domnul Munteanu, dumneavoastră, în afară de toate lucrurile acestea, ce vă mai doriți la capitolul îmbunătățirea transportului nostru urban? Vai de mine, dar eu chiar îmi doresc multe, dar nu știu ce să încep. Eu sunt pe final. Este... E bine, astăzi au fost puse multe lucruri frumoase. Sperăm ca ele să fie realizabile. Sperăm ca atitudinea consilierilor să fie foarte strictă și dură la organizarea și la evaluarea acestor proiecte. Și... Ca să fie clar, noi avem o agendă concretă, pas cu pas, cum să implementăm toate proiectele date. Deci ceea ce s-a discutat astăzi și toate ideile care noi le avem, noi știm cum să le implementăm. Și majoritatea din ideile date, de-amă se implementează. Sunt deja pornite Sunt pornite și sunt anume este cum dorojna carta, cum să implementăm și noi știm cum să implementăm ideile. Sperăm că proiectele bune vor avea succes. Și eu, dragi telespectatori, vreau să noi cu toții să ne răsuflecăm mâinicile și să contribuim atât prin comunicare cu primăria și cu Consiliul Municipal și cu dorința de a face Chișinăul nostru mai frumos și mai prosper. Eu vă mulțumesc pentru atenție, mulțumesc pentru dumneavoastră pentru prezență în studio și vă aștept marți și vineri la ora 19 să discutăm noi despre noi. Mulțumim pentru invitație!